Tragica poveste a Juanei Maria, misterioasa femeie de pe insula St. Nicholas. St. Nicholas este astăzi un loc de testare a rachetelor pentru armata americană, cea mai izolată insulă dintre cele 8 care formează arhipelagul californian Channel Island. Lipsită astăzi complet de vegetație, insula de numai 59 de kilometri pătrați mai găzduiește un mic aeroport și o bază militară. Atât. De insulă se leagă însă o poveste care a aprins imaginația multora și care a dus la o întreagă serie de cercetări pentru a descifra un mister vechi de aproape 200 de ani. Despre insula asta se spune că fusese descoperită de europeni prin secolul al XVI-lea, mai exact de exploratorul portughezo-spaniol Juan Rodrigo Cabrillo, cel care a și numit-o astfel în cinstea Sfântului Nicolae, sfânt celebrat chiar în ziua descoperirii insulei. Însă, în afară de a-i da un nume european și de a o declara teritoriu spaniol, niciun membru al coroanei spaniole nu și-a bătut capul să facă ceva cu sau pe insula respectivă. În fapt, rușii au fost cei care au luat primii inițiativa pe insula St. Nicholas. De ce tocmai rușii? Pentru că, puțin știu, dar pe țărmul californian, rușii înființaseră prima și singura colonie rusească, excepție făcând Alaska, de pe teritoriul american. Fort Ross. Era o colonie inițial prosperă în care vânătorii, aflați în căutarea blănurilor scumpe de vidre marine, făceau bani frumoși din exterminarea speciei. Ulterior, fermierii și constructorii de embarcațiuni li s-au alăturat în ceea ce reprezenta tentativa Rusiei imperiale de a se extinde în vestul Americii de Nord. De altfel, vinderea coloniei în 1841 pe o sumă modică unui speculant mexicano-elvețian, John Sutter pe numele lui, a generat faimoasa goană după aur californiană de la mijlocul secolului al XIX-lea. Ca un detaliu, la scurtă vreme după achiziționarea întregii colonii, oficial pe suma de $30,000, Sutter a descoperit aur lângă o carieră din apropierea unei mori de cherestea. 7 ani mai târziu, peste 300.000 de aventurieri împânziseră zona în căutarea căpătuielii. Tot atunci s-a petrecut, cu ajutorul autorităților americane, mai puțin mediatizatul genocid californian, un masacru în care și-au pierdut viața peste 16.000 de nativi californieni, iar alți peste 20.000 au fost transformați în sclavi. Aceasta este însă o altă poveste, cea despre care intenționam să vorbesc azi începe în 1853. Atunci, o goeletă americană condusă de un comerciant de blănuri, George Nidevar pe numele său, se întorcea pe țărul Californiei cu un pasager neobișnuit. O femeie între două vârste, care vorbea o limbă pe care nimeni nu o înțelegea, care purta o rochie din pene de cormoran, cu sute cu tendoane de focă și care părea că nu văzuse în viața ei nu doar civilizație, ci lucruri elementare precum fructe sau legume. Femeia a fost predată călugărilor de la misiunea franciscană Santa Barbara, una care își trăia ultimii ani de existență după ce avusese o evoluție fulminantă și care, în anii de glorie de la începutul secolului al XIX-lea, deținea mii de capete de vite. Preoții de acolo aveau o experiență bogată cu nativii. Nu de alta, dar forța de muncă era asigurată de neofiți, adică de amerindieni convertiți la catolicism. În fapt, mii de băștinași fuseseră îngropați în cimitirul misiunii după ce își dăduseră ultima suflare din cauza bolilor, a condițiilor extreme în care trebuiau să lucreze sau din cauza pedepselor dure la care erau supuși. Ca un exemplu, numai în anul 1841, registrele misiunii prezentau 3.997 de decese în rândul neofiților. Și oricât de cinic ar suna acum, forța de muncă trebuia înlocuită. Revenind la bizarul personaj despre care pomeneam, preoții misiunii au adus atunci nativ de pe insula Santa Catalina, aflată în apropierea insulei St. Nicholas, însă niciunul nu înțelegea cuvintele femeii. Același rezultat l-ar fi avut și când au adus băștinași din diferite comunități californiene. Femeia misterioasă vorbea o limbă pe care, cel mai probabil, nu o mai cunoștea decât ea. Din datele vremii, lăsate în scris de preoți, aflăm că nativa zâmbea aproape tot timpul, că încerca să comunice prin semne și că era fascinată de porumb, de fructe și legume proaspete, dar și de cafea, crustacee și băuturi alcoolice de orice fel. Nimeni nu a reușit să-i afle povestea, căci femeia s-a îmbolnăvit de dizenterie și a murit la numai 7 săptămâni după ce a ajunsese pe țărmul Californiei. Preoții nu au apucat decât să o boteze pe patul de moarte și să o îngroape într-un mormânt fără nume dintr-un colț al cimitirului misiunii. Juana Maria era noul ei nume, nume pe care femeia cel mai probabil nu l-a înțeles niciodată, ca de altfel nici ritualul botezului. Însă lumea aflase de ea,
Povestea ei a făcut în conjurul lumii în acei ani, iar presa vremii vorbea de un nou Robinson Crusoe, unul în variantă feminină de data aceasta. Iar dat fiind interesul stârnit de caz, lucrurile au început să fie curând puse cap la cap. George Nidever, capitanul goeletei care o adusese la țărm, notase în jurnalul de bord că unul dintre marinarii săi observase urme proaspete de picior pe nisipul uneia dintre plajele insulei. Un grup care l-a urmat a descoperit la scurtă vreme o colibă din oase de balenă în care se afla Juana Maria. Femeia curăța de grăsime o piele de focă atunci când i-a văzut pe marinari și tot ce a făcut la vederea lor a fost să zâmbească. Ulterior, din registrele misiunii Santa Barbara s-a aflat că 18 ani mai devreme de descoperirea ei, un alt vas american fusese trimis acolo de preoți pentru a căuta nativi care să fie convertiți și aduși la muncă în cadrul misiunii. Nu erau mai mulți de câteva zeci și toți au murit în decurs de câteva săptămâni de la debarcare. Nu se știa atunci despre imunitate, dar e clar că indivizii nu aveau niciun fel de rezistență la bolile civilizației. Iar concluzia nu a fost decât una singură. Juana Maria, sau care o fi fost numele ei adevărat, reușise să se ascundă de cei care îi luaseră pe sus toți membrii comunității. De atunci, timp de 18 ani, trăise izolată pe insulă, consumând păsări, foci, pește, rădăcini și tot ce mai putea găsi pe țărm. Relatările vremii spun că femeia era semi-sălbatică și nu părea să aibă habar de normele civilizației. Spre exemplu, așa cum probabil obișnuia în singurătate, începea să cânte ori de câte ori avea chef, fără să îi pese de cei din jur. Era extrem de prietenoasă, iar în timpul în care marinarii, care o găsiseră pe insulă, îl petrecuseră vânând în foci, ea i-a ajutat de fiecare dată, arătându-le locurile cele mai bune în care puteau găsi vânatul. Ulterior, alte date aveau să iasă la iveală. Notele lăsate de autoritățile spaniole vorbeau de un masacru care a avut să se loc în anul 1814. Se pare că un echipaj rusesc, însoțit de nativi din Alaska, s-a răzbunat pe nativii de pe insula St. Nicholas pentru uciderea unuia dintre ei. Aproape 90% din populația insulei a fost masacrată atunci. Spaniolii au răspuns prin arestarea unui marinar rus, Boris Tarasov, însă răul fusese deja făcut. De fapt, spaniolii nu urmăreau altceva decât izgonirea rușilor și recunoașterea drepturilor lor asupra insulei și a resurselor ei naturale. De asta, referirile la comunitatea de acolo sunt aproape inexistente, excepție făcând notele despre masacru. Recent, un grup de antropologi de la Muzeul Național de Istorie Santa Barbara a adăugat un nou capitol poveștii Juanei Maria după descoperirea unui set de notițe lăsate în urmă de un lingvist american, J.B. Harrington, care studiase cazul femeii misterioase în urmă cu cel puțin un secol. Din jurnalul acestuia reiese faptul că nativii ciumași, originari din sudul Californiei, reușiseră să comunice parțial cu Juana Maria. Aceștia ar fi relatat că femeia rămăsese pe insulă pentru a-și proteja fiul de 2 ani. Amândoi au trăit izolați până când fiul acesteia, deja un adolescent, a fost ucis de un rechin sau de o balenă orca. Mai mult, ar fi fost contactată în acest timp de diferite echipaje de navă, însă de fiecare dată refuzase să plece. De ce atunci a ales să părăsească insula după 18 ani? Cel mai probabil, spun antropologii amintiți, dacă informațiile oferite de J.B. Harrington sunt reale, a făcut-o pentru că rămăsese complet singură. Între timp, mai multe expediții arheologice întreprinse în secolul al XX-lea au confirmat în mare parte povestea femeii și mai mult decât atât. Se pare că grupul etnic din care făcea parte trăise pe insula St. Nicholas de peste 8.000 de ani. Erau pescari și vânători care călătoreau între insulele din arhipelagul Channel Island în căutarea surselor de hrană. Au rezistat până la contactul violent cu vânătorii ruși și aleutini. Ultimii supraviețuitori au sfârșit în cimitirul misiunii Santa Barbara, răpuși de dizenterie, la doar câteva săptămâni după ce fuseseră aduși cu forța. Juana Maria era doar ultima reprezentantă a unei lumi deja dispărute, una cu o cultură și o limbă unice, din care astăzi nu au mai rămas decât 4 cuvinte, notate în 1853 de preoții franciscani.